Rezultate de excepție pentru echipa de karate ACS Shobu Lumina, care a scris istorie la campionatul european de karate de la Barcelona. Cei 8 sportivi au fost întâmpinați aseară ca niște adevărate vedete, iar astăzi au avut parte la școală de o festivitate emoționantă. Ioni, ole, ole, ole. Tinerii care s-au întors acasă cu 2 medalii de aur și 3 de argint au fost primiți la școală în aplauzele colegilor și ale dascălilor. Primul campion european la kata, Radu Darian. Antrenoarea copiilor ne-a povestit cât de greu a fost pentru tinerii câștigători. Pregătirea și antrenamentele nu au fost deloc ușoare, iar cuvântul de bază a fost disciplina. Ne așteptam la premii, dar nu atât de numeroase. Ne-am dorit foarte mult această competiție, ne-am antrenat toată vara pentru ea. Copiii au fost treziți undeva la ora 6:30-7 pentru antrenamente zilnice. Au fost și accidentări, a fost febră musculară, au fost momente când nu se puteau ridica din pat de dureri. Tinerii câștigători s-au întors acasă bucuroși în urma rezultatelor obținute la o competiție europeană. Acum sunt mai hotărâți ca niciodată să continue cu acest sport și să aducă cât mai multe trofee în comuna de la Malul Mării. La locul 2, la kata, lumea care nu știe ce e kata, este tehnica specială pentru karate Kyokushin. Am avut o categorie grea și fiind prima oară, am avut în grupă un dublu campion european. Nu te vei lăsa până nu câștigi și premiul întâi, așa-i? Exact, așa este. E important pentru o fată să știe să se apere? Da, foarte important. De ce crezi asta? Pentru că în vremurile noastre băieții sunt destul de răi. Aș vrea să continui cu acest sport și să ajung antrenoare. Emoții și mai mari au avut părinții care cu multe sacrificii își susțin copiii în parcursul sportiv. Este foarte mare emoție, mă bucur pentru el, sunt mândră de el. Am avut emoții cred că mai mari decât ei, pentru că ei sunt obișnuiți, dar pentru noi a fost emoționant. Ținem să meargă până unde vrea ea, până la ce centură vrea și până unde crede că poate. Cadrele didactice, dar și directorii școlii gimnaziale numărul 1 din Lumina i-au întâmpinat pe copii cu diplome și multe aplauze. Avem 2 campioni europeni, 3 vicecampioni europeni și ne mândrim. Și da, într-adevăr, dorim să-i premiem și aici, pentru că merită și sunt un exemplu bun de urmat, îndrumând astfel toți copiii către sport. Sportul înseamnă disciplină, sportul înseamnă sănătate. Performanțele copiilor l-au determinat pe primarul din Lumina să aducă în localitate proiecte importante pentru susținerea sportului în rândul tinerilor. Comuna Lumina a devenit, cred că, singura comună din județul Constanța, cred că și pe țară, unde are 6 campioni europeni. Comuna Lumina are depusă pe CNU o bază sportivă enorm de mare care este la finanțare și care vom efectua lucrările și va fi dată în exploatare numai pentru localitate. Pentru celelalte discipline sportive, cum este și aceasta, Primăria Lumina s-a implicat asigurându-le tot necesarul pentru a-și putea desfășura antrenamentele, pentru a participa la competiții. Campionii constanțeni ne-au oferit și câteva demonstrații. ACS Shobu Lumina a participat pentru prima oară la un campionat european de karate.